dumneavoastră acest eveniment extraordinar în memoria regretatului poet Adrian Păunescu. Înseamnă o unire a timpurilor, timpul trecut din care venim și în care am fost, eu cel puțin, am fost fiu și partea familiei și colaboratori, și timpul viitor, pentru că statuile sunt exact semnul rămânerii poeților mai departe. Deci e un sentiment frumos, straniu și pe care nu credeam că o să-l trăiesc. Credeam că nu va veni niciodată momentul în care va rămâne doar poezia și va rămâne doar statuia dintr-un poet care ne-a fost și tata. Vă mulțumesc frumos! Da. Bună ziua, domnule primar! Acesta reprezintă, cred că, cel mai important eveniment din viața tuturor cetățenilor acestei țări, nu numai a sectorului 2. Eu am zis că nu trebuie să trece prin viață fără a pune la locul lor marile personalități ca atare după trecerea lor în eternitate, în neființă. Adrian Păunescu este arhicunoscut și sigur că e greu să spui lucruri noi despre el. Dar nu poți să nu vorbești despre Adrian Păunescu ca un mare patriot, ca un apărător al românismului, ca un apărător al României și ca un apărător al idealurilor moldovene de a se uni Moldova cu România. Tocmai de aceea, astăzi, aici, într-un prezența unor mari personalități ale culturii, științei românești, academicieni, reprezentanți de seama ai Bisericii Ortodoxe Române, iată, am dezvălit bustul lui Adrian Păunescu. Este o împăcare cu istoria, intrăm într-o zonă de normalitate și sigur că marile personalități științifice, culturale, cu care România se mândrește, trebuie să-și găsească locul lor în peisajul bucureștean. Nu am făcut decât un lucru absolut normal. Vă mulțumim frumos! Reprezintă un act, cred că cel mai mare act de patriotism. Așa este, într-o perioadă controversată, într-o perioadă în care încă se mai plătesc poliții, într-o perioadă în care vrajba încă mai rezistă, dacă reușim asemenea momente de împăcare istorică, de împăcare socială, de împăcare culturală, înseamnă că România este totuși într-un moment de normalitate și este un lucru minunat că se întâmplă așa. Vă mulțumesc frumos!